Câțiva zeci de elevi din cadrul Școlii Generale din Vânjumare au demonstrat că pasiunea pentru muzică și activitățile didactice se pot îmbina foarte bine. În toamnă s-au înscris la cercul de muzică din cadrul Palatului Copiilor și, sub atenta supraveghere a unui profesor inimos, au reușit să deprindă tainele notelor de pe portative. Acum, înainte de sărbătoarea nașterii Domnului, ei au ținut ca prin intermediul colindelor și al celorlalte cântece specifice sărbătorilor de iarnă să demonstreze că talentul nu ține cont de vârsta fragedă. Am venit în orașul Vânjumare pentru a descoperi acești minunați copii și unii dintre ei foarte talentați. Și eu cu ei am încercat și am reușit să facem un spectacol, zic eu, frumos. Și pe viitor așteptăm și alți copii care vor să vină. Ușile Palatului Copiilor sunt deschise pentru toți copiii acestui oraș. La finalul mini-concertului de colinde, talentul tinerilor a fost răsplătit cu dulciuri și portocale.